Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea cu cărțile pe față. Starea prelungită de alertă începe să-și pună amprenta tot mai mult asupra vieții personale și profesionale. Indivizii și afacerile chiar suferind deopotrivă din cauza acestei crize. Pe de altă parte, neînțelegerile, divergențele, dezacordurile devin din ce în ce mai multe și se transformă rapid în conflicte. Este mai important ca niciodată ca litigiile să fie soluționate în timp util și eficient, iar distanțarea socială adusă de COVID-19 face ca cel mai adesea medierea să fie singura opțiune imediat disponibilă pentru mulți în aceste vremuri. Ca urmare, vom vorbi astăzi despre instituția medierii în situația actuală, împreună cu invitații noștri, doamna Sălina Niculescu, mediator, medic-psihiatru la Spitalul Județean Cluj-Napoca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Prima dată în studioul nostru, am înțeles că în mediere sunteți la început de drum, ceea ce este bine. Bineînțeles, am avut ocazia să lucrez cu domnul mediator Negreanu. Am avut o colaborare de-a lungul timpului cu dânsul, motiv pentru care mi-am dat seama că îmi doresc să progresez mai departe în carieră, să îmbin medicina, psihoterapia cu medierea. Și se îmbină cele două? Aș spune că se întrepătrund foarte, foarte tare, pentru că atât psihoterapeutul cât și mediatorul trebuie să fie obiectiv, imparțial, să pună întrebări, să ajute oamenii să își găsească singur soluțiile, chiar dacă trec prin aceleași situații de viață. Îi spunem bună seara și bun venit și domnului Aurelian Negreanu, mediator, reprezentantul mediatorilor la Curtea de Apel Cluj-Napoca. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Sălmâna, mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a ne adresa ca de fiecare dată atunci când dumneavoastră considerați necesar și o faceți des, justițiabilor din Maramureș sau potențialilor justițiabili. Spuneți-ne, cum trec mediatorii prin această perioadă, adică din punct de vedere al prezenței fizice alături de clienții lor și cu toate restricțiile care se impun? Da, sigur că acum aceste situații impuse de ordonanțele de urgență care sunt necesare și absolut benefice pentru societatea civilă, într-un fel sau altul restricționează accesul la justiție, în sensul că justiția nu s-a oprit din a înregistra dosare sau a judeca cazuri de natură penală și urgente, însă pe natură civilă, pe latură civilă, au fost amânate în această perioadă de o lună de zile, o lună și 10 zile, au revenit asupra normalității sau au revenit în normalitate. Sigur că medierea în tot acest răstimp a reprezentat o soluție viabilă, concretă și evident benefică pentru mediatorii din Baia Mare, puși la dispoziția justițiabilor, respectiv a celor care fie aveau procese pe instanța, pe rolul instanței de judecată, din instanța din Maramureș, respectiv judecătoria Baia Mare și Tribunalul Maramureș, fie urmau să se adreseze în instanță acestor instituții. Au apelat la noi, la mediatori și nu surprinsă ne-a fost constatarea că au rezolvat, pe de-o parte, au rezolvat în biroul nostru, în biroul nostru de mediatori, sau au tranșat în instanță prin soluția pe care au apelat-o respectiv instituția medierii. Ce vreau să vă spun în continuare este că atât mediatorii cât și justițiabilii sau potențialii justițiabili, numiți împreună clienții noștri, au avut un rol benefic asupra conștientizării societății și mai aici mă refer la apelarea instituției medierii atunci când este posibil, respectiv în cazul în care urmează să se adreseze instanțelor de judecată sau chiar au un proces deschis pe instanța de judecată, iar medierea, instituția medierii poate interveni pentru soluționarea acestuia și împreună cu
reprezentanții justiției, și aici mă refer pe natură penală, a polițiștilor judiciari și a procurorilor, iar pe latură civilă și penală a judecătorilor, am găsit un sprijin foarte binevenit în cadrul acestei proceduri, pe care noi totdeauna am căutat să o prezentăm și să o aducem în fața societății civile, astfel încât nu alternativa, ci însă soluția să reprezinte modalitatea prin care ei să-și soluționeze conflictul. Dar spuneți-mi, s-a mutat acum medierea în totalitate în mediul online? Foarte interesantă propunerea pe care mi-o spuneți verbal aici. Da, într-un fel sau altul s-a mutat online, respectiv situația a impus-o, astfel încât prezența în situația, prezența părților, prezența clienților în situația stării de necesitate, bine zic, de necesitate, a fost total restricționată, iar în starea de urgență este parțial restricționată. Și într-adevăr am apelat la această formă pe care o numim generic online, da? Pe care de altfel eu o desfășor de 7 ani de zile, și am reușit să dărâmăm aceste bariere care ni s-au impus, și bine ni s-au impus, pentru siguranța și sănătatea noastră, a familiilor noastre și a celor cu care interacționăm în mod normal. Și iată, ne-am trezit, să rămână imediat, da, vreau să închei, și iată, ne-am trezit în oportunitatea de a desfășura și neconform sau neconvențional o ședință de mediere. Bine, n-ar fi o noutate pentru dumneavoastră, mai ales că ați avut și divorțurile online, nu? Dacă le am în continuare. Și le aveți în continuare. Sunt de 7 ani apropiate, să rămână, mulțumesc. Păi asta spun. Ca și colegă, mă cunoașteți foarte bine, ca fostă colegă, mă cunoașteți foarte bine și știți foarte bine că am activat în cadrul acestei televiziuni timp de 3 ani cu emisiunea Recurs la Justiție și mi-am promovat forma pe care eu am adoptat-o în urmă cu 7 ani, respectiv, a rezolvării și a soluționării conflictelor în materie de mediere online. Vă rog. De unde provin toate aceste neînțelegeri de care spuneam la începutul emisiunii, divergențele acestea, dezacordurile care se transformă în conflicte? Din punct de vedere psihologic? Să zicem și așa, da. Acolo e cauza, nu? Da. De acolo și plecăm. În primul rând, au fost restricționate anumite nevoi. Putem începe cu nevoile cu care eram obișnuiți, bineînțeles, și a trebuit să ne readaptăm comportamentele unei noi situații. Din punct de vedere ale nevoilor bazale, putem să ne aducem aminte de fuga după cumpărături, făină, hârtie igienică chiar, pentru asigurarea nevoilor bazale, după care, datorită limitării accesului și a socializării, nevoia de siguranță și nevoia de socializare au fost din nou diminuate, în sensul în care oamenii nu au mai putut comunica la fel de mult cu cei dragi, cu prietenii, n-au putut să iasă din casă. Exista pericolul de infestare în momentul în care lumea ieșea din casă și se confrunta în același timp cu teama de a transmite virusul, teama de a-l primi. În același timp, bineînțeles, pentru cei bătrâni trebuie să menționăm și teama de moarte. Și nu numai pentru cei în vârstă, ci doar... Probabil că și dumneavoastră ați întâlnit în jurul dumneavoastră o persoană care, și tinere fiind, au avut această teamă. Bineînțeles, mai ales și cei care au comorbidități. Da. Din acest motiv, neîncrederea în oameni a crescut. Omul, dacă s-a izolat acasă, dacă stătea singur, se confrunta singur cu toate aceste temeri, nu mai era sigur să iasă oricum pe stradă, nici măcar până la magazin, pentru că întotdeauna era riscul de a se îmbolnăvi. Dar dacă petrecea mai mult timp cu partenerul de viață, să spunem, bineînțeles că din cauza acestor conflicte interioare neprocesate, împreună cu conflictele interioare ale partenerului, s-au accentuat, mai ales în contextul lipsei de comunicare asertivă. Și atunci nu putem să ne mirăm că
cerințele de mediere au crescut în această perioadă, cred că domnul Negreanu vă și poate confirma. Păi aș vrea să vedem pe ce speță și dacă ați recurs la medierea aceasta online în această perioadă, așa cum spuneți, aș vrea să ne prezentați câteva aspecte care pot reprezenta, să spunem, plusuri sau minusuri vis-a-vis de această alternativă și problemele cu care s-au confruntat și se confruntă oamenii. Da, noi n-am făcut decât să continuăm ceea ce am început acum 7 ani și iată... Da, și pe alte cazuri. Corect, și iată că ne-a venit, sau ni s-a potrivit ca o mânușă o astfel de situație, astfel încât să dezvoltăm în cadrul profesiei noastre și împreună cu colega Niculescu Selina, care este un, din punctul meu de vedere, un remarcabil și redutabil profesionist în domeniul mai ales a conflictelor de familie, acolo unde ne-am intersectat și am rugat-o de fiecare dată să intervină în cadrul medierii și în ședințele de mediere, atunci când am considerat că părțile au nevoie de o consiliere de specialitate. Deci aici au apărut, dacă e să facem un top al acestor probleme, în familie au apărut. Mai ales, da, și mai ales în această ultimă perioadă. Gândiți-vă, doamna Mica Șvab, gândiți-vă, ne-am redescoperit cu toții în situația de a sta împreună cu partenerul de viață sau partenerul de... Mai mult timp, da. Și ne-am descoperit exact anumite plusuri sau minusuri. De obicei știți cum este, ne descoperim sau remarcăm minusurile. Și atunci intervine automat frecușul sau conflictul, să-l numim. Și starea aceea de saturație, că stai prea mult lângă o persoană. Corect, astfel încât spunem noi în popor plictisul, adică ne plictisim unul cu celălalt. Lucru sigur anormal, dar înainte nu aveam timp să facem acest lucru. Sau atât de scurt era timpul pe care îl petreceam din punct de vedere al relaționării directe, încât ne concentram asupra aspectelor care ne unesc mai mult decât cele care ne despart. Iată că în această situație pe care dumneavoastră ați reclamat-o în tema emisiunii la care suntem prezenți, au fost nu neapărat exacerbate, cât cu siguranță aduse în vedere din prisma Bun, și din perspectiva oamenii. De ce avea nevoie de mediere? Dar ce anume? Neapărat. Nu este neapărat o ceartă, o insuportabilitate, dacă vă... Bun, dacă și s-a ajuns la mediere? Acest lucru. Da, a operat la mediere pentru a nu ajunge la un divorț concret. Pentru a nu, la mediere se apelează atunci când se dorește refacerea și reclădirea căilor de comunicare care s-au dovedit a fi distruse în timp sau alterate ori știrbite. Medierea, într-adevăr, își produce, mediatorul autorizat produce efecte prin actele pe care le emană în instanța de judecată, în justiție, dar ea poate interveni și în mod incipient, respectiv la aceste modalități în care părțile se consideră a fi necompatibile, incompatibile în situațiile firești, în situațiile uzuale, în situații normale. Și am să vă dau un singur exemplu și am să închei cu acesta, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră. Respectiv, în trecut, părinții, constatând că nu se înțeleg copiii, respectiv socrii, da? Constatând că nu se înțeleg soția și soțul, îi puneau împreună cu preotul, care era cel mai avizat și mai sfătuitor și mai în măsură să facă acest lucru, îi puneau împreună într-o încăpere, spuneam ok, am înțeles, nu vă înțelegeți, îi puneau împreună într-o încăpere în care aveau o singură farfurie, un singur pat, o singură lingură. Da? Iată ce exemplu fantastic îl dădeau bătrânii noștri din perspectiva înțelegerilor asupra conflictului de familie. Dar cu ce schimbă, din punctul ăsta de vedere al profesiei pe care o aveți, relația de normalitate dintre oameni, cunoscută deja de clienții pe care îi aveți? Cu absolut nimic. S-au simțit bine în cadrul acestei proceduri, da, să spun, da, oarecum limitative? Da, vedeți, dumneavoastră o percepeți ca fiind limitativă, da, și colega mea poate confirma, da, acest lucru, pentru că și dânsa a desfășurat medieri prin intermediul, mă rog, terapii prin intermediul online în această perioadă, în urma colaborării noastre cu comunitatea profesională WWW Divorțează Online. Să știți că oamenii s-au simțit foarte bine, foarte relaxați. Adică, în primul rând, și-au descărcat problemele de pe suflet.
suferă, corect, da? Și eliberându-se de ele, corect, au ajuns să înțeleagă altfel lucrurile, cu ajutorul unor arbitri, să spunem, da? Un fel de arbitri, da, așa este. Da, exact. Vine altcineva și spune. Bineînțeles, mediatorul are funcția de a asculta problemele. Dacă există sesiuni comune, de obicei se dă șansa egală, adică întotdeauna se dă șansa egală fiecărei părți să-și exprime nemulțumirile. În acest timp, cealaltă parte ascultă. De multe ori acasă nu se întâmplă acest lucru. Vedeți cât de importantă este comunicarea în orice, da, relație, indiferent că este profesională, indiferent că este acasă acea relație, este statutară din punctul meu de vedere. Da. Fără ea nu se poate face nimic. Chiar și dacă ne suim în tramvai și vrem să dăm întâietatea unei doamne sau unui copil, unui bătrân, tot o formă de comunicare, exact, este. Relațiile, de multe ori, între parteneri nu sunt totdeauna de coechipieri. Uneori este competitivitate, uneori cineva este dominant. Ca și cocoșul și găina. Corect? Da. Zic în România, așa este, da. În curtea asta nu cânte decât un cocoș. Indiferent de cât de multe. Da, da, mă scuze. Vă rog. Am tot întrerupt-o pe doamna. Mediatorul are rolul de a fi imparțial și de a acorda șanse egale ambelor părți. Atât în exprimare, cât și în găsirea unor soluții, unor variante. Ca și mediator, noi nu o să impunem o soluție spre deosebire de judecător. În schimb, o să încurajăm pe fiecare în parte să-și exprime punctele de vedere și să controlăm cumva procesul, să nu ajungem la dispute, inclusiv în procesul sau în ședința de mediere. Aș vrea să completați. Aș completa și aș reveni la întrebarea noastră inițială, respectiv cum s-au simțit și cum au abordat clienții noștri procedura aceasta necesară ca fiind online. Respectiv, s-au simțit confortabil față de o sală de judecată, unde știți foarte bine, nu neapărat datorită pe experiența noastră, cât calității noastre de jurnalist de foarte mult timp în aici în Maramureș, instanța de judecată este una formală, este una impusă, este una mult mai celebrată decât potențialul sau momentul respectiv al clientului sau al justițiabilului. În ședința de mediere există această larghețe, există această libertate de a înțelege ora, timpul, data. Putem, știu și eu, poate exagerăm spunând, fuma, da? Putem servi o cafea, putem servi un suc. Discuțiile sunt foarte relaxante, mai ales în fața unei camere de înregistrare sau, mă rog, de luat vederi. Iar disponibilitatea clienților noștri, atât în ședința de mediere, cât și cu ajutorul colegii în ședințele de terapie care au fost deduse medierii către astfel de practici, este mult mai mare, este mult mai lejeră. Și totdeauna am avut parte de feedback-uri pozitive, ba mai mult, chiar încurajatoare. Sigur că mie personal și colegii mele nu ne spune nimic nou, pentru că lucrăm de foarte mult timp în domeniu. Dar mă bucură că a trebuit să vină o astfel de situație încât să fim în ghilimele certificați cu această metodă pe care acum 7 ani unii o considerau neconformă sau ineficientă sau cel mai hilară. În toți acești ani, care este concluzia pe care o putem trage? S-au obișnuit oamenii cu instituția medierii? Doamna Șvab, ce să vă spun, din punctul meu de vedere, fără online nu mai putem merge înainte. Nu! Că a venit COVID-ul sau a venit această situație să ne reclame acest lucru. Dar pur și simplu societatea spre care ne îndreptăm trebuie să fie una a timpurilor noastre. Și iată că fără online nu putem face nimic. De aceea comunitatea profesională VV Divorțează Online are succesul pe care îl are și evident va întreprinde și următoarele faze ale dezvoltării sale. Aș adăuga faptul că în afară de stresul emoțional puternic pe care omul, corect, îl resimte atunci când se adresează instanței, durata procesului este mult mai scăzută. Într-adevăr, clientul poate economisi foarte mulți bani, nu doar
pentru că știm că un proces costă mult și durează, se întinde la nivelul anilor, dar pot chiar evita călătoriile. Nu doar călătorile dintr-un oraș în alt oraș, ci și care tot costisitoare sunt. Da, avem clienți care sunt și în străinătate, cupluri separate. Bun, considerați că în cadrul acestui proces de mediere desfășurat cu ajutorul mijloacelor de comunicare online, au loc transformări majore, să spunem, în relația aceasta client-profesionist? Majore nu aș putea spune. Da, într-adevăr, există oarecare reticență asupra faptului că nu ne vedem față în față. În schimb, acest lucru poate fi ameliorat apelând la tehnologie, la conferințele comunicarea video. În comunicarea video, exact. Există aplicații. Ați avut deja? Da, da. Chiar există aplicații care ne permit separarea ședințelor, adică în sesiuni separate și în sesiuni comune. Mediatorul poate alege cu care dintre părți discută sau poate discuta cu ambele părți deodată și pentru a asigura confidențialitatea, mediatorul chiar poate pune o parolă pe camera virtuală respectivă. Delimitând astfel ședințele comune de ședințele separate. Am înțeles. Aș vrea să facem o pauză de publicitate și să revenim după aceea la discuția noastră, pentru că mai sunt și alte aspecte pe care vreau să le tratăm în această emisiune. Publicitatea ne întoarcem.